de ușoare. Am avut un text de la Cireșari și încă un text despre Barbu Ștefănescu de la Vrancea. La subiectul doi a trebuit să caracterizăm un personaj din primul text din Cireșari. A fost destul de ușor, mai ușor decât la simulare. Și nu prea am avut emoții și cred că m-am descurcat. Fata s-a pregătit, dar emoțiile depășesc pregătirea. Și acum depinde dacă ea acolo a fost cu mintea și cu sufletul. Știți că de multe ori, chiar dacă te-ai pregătit 8 ani de zile, poți mai și greșești. Dar sperăm că ea e o fată muncitoare și cred că ia o notă bună, mai ales pentru bunici să le să-i bucure. Va merge în continuare tot aici la Colaș? Tot aici. La ce? Uman, cum ar veni partea umană. Vedeți, străine și ea vrea să dea la drept, nu-i trebuie prea multă matematică, cu toate că eu am sfătuit-o că e bine să știi și una și alta, pentru că în momentul când ai terminat un liceu, să ai o cultură generală. Trebuia după aia să te axezi pe ceea ce vrei să faci în viață. Poate că subiectele au fost destul de, cum să spun, accesibile pentru toată lumea, adică nu pot să spun că au fost nici grele, nici foarte ușoare. Trebuie să fii atent și să gândești, adică... La gramatică, cum te-ai descurcat? La gramatică nu a dat deloc greu, adică mi se pare că au fost niște chestii pe care toată lumea ar fi putut să le rezolve fără probleme.